Cu Spres astăzi o avem din nou alături de noi pe Andreea Popa, director EMAX Real Estate. Andreea, îți mulțumesc că ai revenit la Focus Press. De-abia aștept să ne spui noutățile legate de imobiliarele din Dubai. Bună ziua, Andreea! Bună ziua, Alexandra! Mă bucur că sunt din nou alături de tine, alături de voi, alături de toți urmăritorii Focus Press. Și, bineînțeles, am venit cu noutăți legate de piața imobiliară din Dubai și am venit să împărtășesc toate aceste informații cu tine, cu voi. Pe 29 și 30 aprilie organizezi la Constanța un super eveniment. Este o ocazie potrivită să vedem ce putem cumpăra în Dubai la capitolul imobiliare, să investim inteligent. Eu una sunt foarte interesată de subiect. Te rog frumos pentru început să detaliezi evenimentul, așa încât cât mai mult să știe și să se să înscrie. Să vin cu cât mai multe detalii. Da. Tot noi acum o lună am făcut la Hilton Palace la București un eveniment de vânzări în care am lansat oficial în România un proiect celebru, un proiect foarte important din Dubai, semnat de un celebru de bijuterii renumit la nivel internațional. Se numea Safa și este semnat de Grisogono. Iar acum vrem să venim la Constanța cu același concept, da, de investiții externe, să punem la dispoziția constanțenilor anumite proiecte de investiții din Dubai cu anumite prețuri de lansare, cu anumite discounturi promoționale pe care doar în cadrul evenimentelor noastre private le oferim, astfel să încurajăm constanțenii să investească în Dubai datorită multiplelor beneficii pe care le obțin investind în acea piață imobiliară de acolo. Vorbim imediat și despre beneficii și despre discounturi, dar, așa cum spuneam, spune-ne despre evenimentul despre eveniment, unde are loc și cum evenimentul, ne înscriem. Evenimentul va avea loc la Arena Regia Hotel în Span Mamaia Nord. Ora de pornire va fi 10 dimineața, iar ora de încheiere va fi ora 19. Deci, practic, pe 29 și 30 aprilie, între orele 10 și 19, suntem la Arena Regia Hotel în Span Mamaia Nord, împreună cu cei de la Damac Properties, care sunt, ei practic împreună cu EMAR au construit Dubaiul ei ca și dezvoltatori imobiliari și bineînțeles acest eveniment îl facem în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Este o noutate pe care eu, de exemplu, acum câteva zile nu o știam, discutam cu tine despre acest subiect. Bun, există pe site-ul EMAX un formular, adică intri pe site și te înscrii. Da, fiind un eveniment privat, bineînțeles, acest eveniment având loc împreună cu Camera de Comerț, Industrie și Navigație Constanța, toți cei interesați trebuie să completeze acel formular găsit pe site-ul emax-realestate.ro. Este un link de înscriere, bineînțeles, și pe Facebook-ul nostru, pe pagina de Facebook Emax Real Estate Dubai și pe Instagram-ul nostru Emax Dubai. Peste tot găsiți acel link de înscriere unde toți cei interesați se pot înscrie și vor avea parte de discuții one-to-one împreună cu reprezentanții celor de la Damac și, bineînțeles, le oferim și analize ample de randament investițional, le exemplificăm totodată cele mai bune proiecte de investiții din Dubai în care pot alege să investească. Putem să discutăm totodată și despre randamentul investițional pe care l-ar obține acolo, adică totul pe cifre. Totodată, nu știu dacă știi, asta e o noutate, EMAX acum este singura firmă acreditată din România să facă property management în Dubai și tot noi ne ocupăm exclusiv de proprietățile clienților noștri. Tot ce ține de închiriere, revânzare, relocare poate, tot ce ține de obținerea rezidenței, tot ce înseamnă Dubai, noi oferim pentru clienții noștri ca un pachet integrat, tot facem in-house, nu mai lucrăm cu terți. În felul acesta obținem și un randament mult mai bun pentru clientul final, plătind mult mai puține taxe, da? Și totodată e mult mai bună înțelegerea, fiindcă altceva este când ai români de-ai tăi care te înțelegi cu ei pe limba, nu toată lumea știe engleză, să știe, adică da, ce este? E mult mai la îndemână să ai pe cineva în limba ta care să te înțelegi în orice moment, să poți să-i adresezi oricare întrebare și să primești un răspuns prompt. De aceea am luat decizia de a înființa EMAX Property Management, care se ocupă exact de toate aceste probleme ce țin de închiriere, revânzare, relocare, rezidență, cont bancar, absolut tot. Bun. Eu înțeleg printre beneficiile, avantajele de a cumpăra
în Dubai, un apartament de exemplu, este faptul că îl poți închiria 12 luni din an și îți scoți banii. Da. Îți poți plăti, exact. Nu știu, dacă le iei în rate, poți achita, sau dacă le iei cu banii jos, îți scoți banii respectiv. Dar randamentul investițional este unul bun. De ce? În primul rând, și eu nu e foarte bine să investești, și mama e foarte bine să investești. Oriunde în proiecte imobiliare în această perioadă e bine să investim. O să spun imediat de ce. Da, bine, eu vând Dubai, așa că o să promovez Dubai, nu o să mă apuc să promovez Constanța. Ideea de bază este următoarea. Dubai este vizitat anual, înregistrat fiind, da, aici acestea sunt cifre înregistrate, de peste 20 de milioane de turiști. Totodată Dubai știm că e centrul financiar al Emiratelor Arabe, ceea ce înseamnă un flux mare, atât de turiști cât și de oameni de afaceri veniți în Dubai. Normal că gradul de ocupabilitate al proprietăților este unul ridicat. Automat avem sezon aproape tot timpul anului, 8 luni pe an, mai puțin în perioada verii, dar și în perioada verii sunt persoane care vin să viziteze Dubaiul, vin să facă business în Dubai, doar că prețurile de închiriere scad undeva spre jumătate. Dar vorbim de un randament investițional între 8 și 11% la închiriere pe termen lung, da? Și vorbim de un randament investițional între 12 și 16% la închirierea pe termen scurt, adică în regim hotelier. Da, de aceea e bine să investim în Dubai și de aici, dacă adăugăm și facilitățile fiscale, lipsa impozitelor, da, că nu avem impozit pe venituri generate din chirii, nu avem impozit anual pe proprietate, nu avem TVA la zona de rezidențiale, deci beneficiile sunt multe, sunt mari. Asta spuneam. Totodată în Dubai e bine să investești atât în proprietăți care sunt deja finalizate, practic care generează surse de venit pe termen lung, respectiv chiriile, sau e foarte bine să investim în proiecte de investiții, le numesc eu, adică alegem anumite proiecte țintă. Și aici o să-ți dau un exemplu concret pe cifre și o să-ți arăt ce înseamnă piața imobiliară din Dubai. Putem să alegem proiecte care doar ce s-au lansat, proiecte în fază de construcție, da? unde marja de apreciere și creșterea în timp este una rapidă, unde putem să ne practic să ne dublăm banii în timp scurt. În cadrul evenimentului pe care l-am făcut acum o lună la Hilton Palace, ți-am spus că am lansat acel SAFA făcut de cei de la Damac și practic apartamentele cu un dormitor și living le vindeam la 1.700.000 de dirhami, 1.600.000 etajele inferioare, 1.700.000 de la etajul 15 în sus. Care înseamnă în dolar, să zicem, sau în lei? De 390.000 de euro. Iar acum, la o lună de la lansare, valorează la 2 milioane de dirhami în sus. Practic 400.000 de dirhami apreciere într-o lună. Crește prețul, da. Pe măsură ce se construiește și oamenii sunt interesați. Exact, toți cei care au investit 100.000 de euro în plus în portofel în momentul de față. Adică ei, practic, dacă aleg să-l revândă în Dubai, putem să revindem după ce achităm 30% din valoarea proprietății. Acum, în acest moment, au 400.000 de dirham profit într-o lună de zile. Bun, deci cumperi un apartament la stadiu de, nu știu... În fază de prelansare a proiectului, iar... ulterior îl vinzi, îl revinzi, câștigi niște bani, iei altul și tot și așa. Tot așa, da. Circulă banii. La acest eveniment de pe 29 și 30, ce vom vedea? Ce ne vei prezenta acolo? Clădirii? Venim, în ce stadiu? Ce proiecte? Atât proiecte care sunt în fază de construcție. O să venim cu mai multe proiecte de investiții din Dubai, cât și cu apartamente deja finalizate. Aici clientul va fi cel care are decizia finală și, bineînțeles, care își alege proiectul în care investește. Eu, ca și paranteză, recomand clienților mei tot timpul să aleagă ceva care are preț neajuns încă la maturitate. Pentru că dacă luăm ceva deja finalizat cu preț ajuns la maturitate, aprecierea în timp, aprecierea de preț a apartamentului respectiv nu va fi una foarte mare, comparativ cu a cumpăra un apartament care se află în fază de construcție. Dar, bineînțeles, clientul alege, clientul decide, noi oferim analize de randament, va ști precis cât va câștiga dacă va investi în fiecare proiect în parte, va ști exact la ce chirie, la ce sume generate din chirii să se aștepte și, bineînțeles,
venim cu prețuri de lansare la anumite proiecte și cu cele mai mari discounturi de la cei de la Damac. Care ar fi discounturile? Discounturile încă nu știm, încă nu le aflăm. Noi le aflăm tot timpul cu o zi înainte de eveniment, dar de fiecare dată când organizăm un eveniment, venim cu plusuri pe care, în mod normal, oricine bate la ușa dezvoltatorului să investească într-o proprietate, nu le va primi. Asta înseamnă evenimentele de asemenea fel. Venim cu plus valoare. Proiectele acestea noi pe care le vei prezenta la eveniment, în ce zone sunt? Doar în zonele de interes. Noi vindem proiecte doar în zone de interes. De ce? Asta ca să putem să ne asigurăm că ori le revindem mai scump, ori încasăm chirii generoase de pe urma lor. Noi, toate proiectele pe care EMAX Real Estate Dubai le promovează, sunt doar proiectele aflate în zone cu grad de ocupabilitate ridicat, niciodată periferic, niciodată în zone care nu sunt de interes. Astfel, oferim clienților proiecte aflate în Business Bay, în zona de downtown, în zona, apropo, avem un proiect de Amac Laguns cu niște vile superbe care au tot așa plată eșalonată până în 2025, adică venim doar cu proiecte unde știm că acele proiecte vor prezenta interes atât turistului, familist venit în Dubai, cât și omului de afaceri. Peisajele sau, mă rog, ce poți vedea dintr-un apartament la, habar n-am ce etaj, 10 de 20, bănuiesc că se caută și acest aspect, adică da, să vadă omul ceva frumos, nu în momentul în care alegi, în momentul în care alegi să vin Dubai, bine, hai să pornim altfel. Cine vine în Dubai vine să cheltuie bani. Punct. Cine vine în Dubai vine să vadă orașul de la înălțime. Cine vine în Dubai vine să se distreze. Astfel, în momentul în care îți alegi o locuință în Dubai, în primul rând te orientezi să ai un etaj înalt, să ai o vedere bună, să fii aproape de metrou sau aproape de anumite zone de interes din Dubai. Astea sunt prioritățile. Dacă are și o piscină generoasă sau cu atât mai mult se află în proximitatea plăjii. Cred că majoritatea au. E ideal. Da, toate au. Marea majoritate au. De aceea, cine vine în Dubai vine în general și să cheltuie, să se distreze. De aceea e bine să investim în Dubai. Oamenii când vin în Dubai, dacă vin porniți pe ideea de a se distra și a cheltui bani, noi trebuie doar să ne asigurăm că le oferim o locuință confortabilă, o locuință sigură, o locuință situată în puncte de interes, fiindcă banii o să vină de la sine. Nu te mai întreb de materialele de construcții, pentru că sigur că sunt premium, cel puțin așa da. Am văzut eu la o prezentare anterioară, știi că am văzut acolo în Dubai, dar cum sunt clădirile acestea pe care le vei prezenta? Sunt acelea spectaculoase pe care le-am văzut în imagini? Da, sunt toate clădirile pe care noi le prezentăm clienților și toate proiectele pe care noi le includem în portofoliul nostru, pe lângă faptul că se află în zone de interes. Majoritatea dintre ele, majoritatea dezvoltatorilor de fapt cu care Max lucrează, sunt dezvoltatorii care știu să ofere calitate de apar hotel la preț de rezidențiale. De ce? Noi ne adresăm sectorului de închirieri pe termen scurt, în sectorul de închirieri în regim hotelier. Aici calitatea este primordială. De ce? Fluxul de turiști fiind mare, îți dai seama că și dacă nu ai un mobilier de calitate, dacă nu ai o pardoseală de calitate, dacă nu ai uși de calitate, toate lucrurile astea se reflectă în cel mai scurt timp, în momentul în care avem trafic. De aceea calitatea este primordială în momentul în care alegem să investim în Dubai, iar noi ne selectăm cu grijă dezvoltatorii cu care lucrăm, verificăm tot timpul recepția proprietăților, adică nu se face nimic fără să controlăm calitatea finală livrată clientului. Bun, spuneai că te vei ocupa și de partea aceea de închiriere. Eu cumpăr un apartament și după aceea Ce fac cu el? Stau și alerg după site-uri să-l pun undeva? În momentul în care, dacă să spunem că iei un apartament care nu e deja finalizat, în momentul în care se anunță finalizarea sa, noi ne ducem și facem recepția. În momentul acela confruntăm practic toate lucrurile stipulate în contractul de vânzare cumpărare între tine și dezvoltator, le confruntăm cu realitatea, cu ceea ce vedem în fața ochilor. Ce verificăm? Știi că majoritatea apartamentelor în Dubai vin parțial mobilate, utilate sau unele full mobilate.
mobilate utilate. Verificăm în primul rând de la toate electrocasnicele până la calitatea finisajelor, da? Verificăm totodată, e foarte important totul să fie ignifug de la uși, pardoseală, absolut tot, da? Tot noi ne ocupăm să asigurăm proprietatea respectivă, să-i facem o asigurare. Tot noi ne ocupăm de contractul de property management, de închiriare, de publicitatea proprietății tale în toate tot ce ține de închiriere, pe toate portalurile de închiriere pe termen scurt. Tot noi ne ocupăm de curățenie, da? Tot noi ne ocupăm de flux operațional al banilor de la turist la tine ca și proprietar. Noi ne ocupăm de absolut tot. Adică tu ca și client, nu ca și cumpărător, Remax, nu te știi de absolut nimic, știi doar că ai o plus că de noi oferim, casa. Da, noi oferim, suntem singurii care fac acest lucru, noi oferim chirie garantată contractual. Dacă tu, uite, nu putem să oferim această chirie la închirierile hoteliere, da? Dar dacă tu alegi să-ți închiriezi proprietatea pe termen lung, da? Noi îți dăm scris exact că proprietatea ta va fi închiriată în fiecare an la prețul pieței. Adică, ce înseamnă asta? Să ai cel mai scump preț de închiriere cu cel mai ieftin preț de închiriere, să faci o medie și tu, practic, ai garantat acea chirie. Chiar nu ai nicio emoție. E în regulă, sună foarte tentant. Da. Ce alte beneficii mai avem? De a investi în Dubai. Vezi, știi acum și contextul acesta geopolitic cu războiul din Ucraina. Adică sunt mulți factori. E foarte confortabil, în primul rând, să știm că avem unde să tragem, un alt loc, pentru că nu trăim vremurile pe care le trăim. Totodată, o investiție în Dubai vine la pachet și cu anumite avantaje. La modul că poți obține rezidență, da? Dacă poți să-ți obții rezidență, înseamnă clar că ai anumite drepturi în Emiratele Arabe. Aceste drepturi în Emiratele Arabe vin la pachet cu anumite facilități pentru finanțare. Dacă ai nevoie de finanțare, vrei să investești mai mult, poți să deschizi o companie acolo și să o deții 100%. Poți totodată să locuiești acolo atât de mult timp cât tu îți dorești, poți să-ți dai copiii la școală acolo, știind că este un loc foarte sigur. Acolo avem o altă stabilitate politică, ei având același conducător, practic, nefiind nevoie să se lupte din 4-4 ani cine la conducere, da? Ei scapă de aceste lucruri, de acest stres și astfel se axează pe populație, pe popor. Și-au propus să-și dubleze numărul de locuitori, da? Inclusiv cu rezidenți, adică oamenii care nu sunt... Inclusiv cu rezidenți, da. Sunt foarte deschiși mediului investițional. E foarte bine să facem afaceri în Emiratele Arabe, pentru că este foarte profitabil. Ei și-au deschis total porțile pentru noi și suntem foarte apreciați ca și oameni de afaceri în Emiratele Arabe. Facilitățile sunt multe. Știți, revin la ideea că randamentul investițional este unul mare, este unul bun. Lipsa taxelor, la fel spune cuvântul, și totodată ideea aceasta de a avea încă un loc unde putem să ne ducem în caz de orice. Știm că orice s-ar întâmpla, avem încă un loc pe această hartă a lumii unde știm că suntem bine primiți, unde știm că avem un cămin, unde știm că avem anumite perspective atât de business cât și de de distracție, de mediu social, de networking, de absolut tot. Ca să înțeleagă lumea, să facem o comparație, prețurile din Mamaia versus prețurile din Dubai, mă refer nu doar la achiziția de apartament, de mers la un restaurant sau orice altă distracție. Exact, mereu spun când am aceeași replică tot timpul, cine are bani să investească în Mamaia, are bani să investească în Dubai. Prețurile în Dubai sunt asemănătoare la unele proiecte, nu la toate, bineînțeles că acolo avem și apartamente de milioane de euro sau penthouse-uri sau vile. Dar prețurile în Dubai, găsim, de exemplu, poți să-ți iei un apartament cu 300.000 de euro situat pe Sheikh Zayed Road, da, pe bulevardul principal, un business bay. Acel apartament îți garantează, deci sigur vei avea cel puțin 10% randament anual, ți le iei și cu plata eșalonată 2 sau 3 ani de acum încolo, adică practic nu îl plătești integral și ai full vedere către, la un etaj înalt, ai full vedere către toată zona de downtown sau către Business Bay. La 300.000 de euro poți să ții un apartament, bineînțeles, în Mamaia, sunt apartamente la noi și la 1.000.000 de euro în Mamaia și la 500.000 de euro, unde te bucuri de sezon 2 luni pe an, te duci la Fratelli și la Nuba și ai și la Fratelli și la Nuba, că tot le-am zis numele, le-am făcut reclamă acum, plătești cât?
Comparativ, nu știu, o noapte un club acolo ca... Lumea a făcut ziua de nume la Billionaire în Dubai, adică Billionaire fiind un club de prestigiu din Dubai. Am avut în jur de 10 invitați și am avut nota de plată în jur de 8.000 de lei. Mi-am făcut ziua la... la Constanța am avut în jur de 13 invitați și am plătit tot în jur de 8.000 de lei. Adică, ce să zic, prețurile sunt asemănătoare. Da, ok. Da. Să știi că de-abia aștept evenimentul da, pentru a vedea exact care sunt proiectele, care sunt blocurile, nu știu, mie așa nu știu cum să le zic blocuri, pentru că sunt, sunt altceva. Sunt complexuri rezidențiale, avem și vile, avem și blocuri, da. Dar ți-am zis acum în cadrul evenimentului nostru de pe 29 și 30 aprilie de la Arena Gigea Hotel and Spa Mamaia Nord, venim cu foarte multe surprize pentru cei interesați să investească în Dubai. Tot timpul, așa cum ne-am obișnuit clienții, venim cu plusuri, plusuri, plusuri și venim cu lucruri pe care, în mod normal, și anumite beneficii pe care nu le obțin ei de la dezvoltatori. Am văzut la un eveniment că le-ai făcut și cadouri celor care au spus acolo pe loc că vor să, să investească. Da, da, primesc tot timpul. Păi, de aceea facem târguri imobiliare. Deci faci târguri imobiliare dacă nu vii cu ceva în plus față de ce oferim în normal? Care mai e? Nu mai văd rostul. Că, în regulă. Da. Ne înregistrăm așadar, bine, eu vin oricum. Înregistrați-vă la acest eveniment, nu ratați un loc de participare pentru a vedea niște proprietăți de vis, de lux, eu am tras cu ochiul, dar nu le știu exact, așa că le voi vedea pe 29 și 30, sunt chiar niște oportunități extraordinare de investiții. Andreea, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Alexandra. Și ne revedem acolo, la eveniment. Ne revedem la eveniment, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, la revedere!